Mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a purta un dialog. Un dialog despre viziunea pentru viitor și prioritățile unor noi generații în cadrul acestei dezbateri găzduite la Bacău, orașul care timp de un an a fost capitala tineretului din România. Vă felicit pe toți pentru modul în care, prin evenimentele și activitățile desfășurate, chiar ați reușit să aduceți tinerii în prim plan și astfel să îi încurajați să devină mai activi și mai responsabili. Inițiativa de a avea în fiecare an o capitală a tineretului este un excelent prilej pentru ca orașele din România să-și intensifice preocupările de a organiza manifestări cât mai variate pentru tineri. Ca primar al Sibiului, oraș care, poate vă amintiți, în 2007 a fost capitală culturală europeană, am avut ocazia să observ că un an de efervescență creativă nu rămâne niciodată fără efecte pozitive pe termen lung, atât în plan economic, cât și social și, evident, și cultural.